Prieteni, și bine v-am regăsit sau găsit pe acest canal. Eu sunt Elisa, iar astăzi vă voi arăta un machiaj foarte simplu pentru Halloween. Mai exact, mă voi transforma în Maleficent, ceea ce voi fi eu de Halloween. Vă voi arăta la sfârșit și costumul pe care îl voi avea, adică costumul pe care eu l-am făcut dintr-o rochie pe care o am acum pe mine, un corset, mănuși, mă rog, o să vedeți la sfârșit. La machiaj voi face, cum am spus, ceva simplu. Ne vom apuca prima oară de ochi și vom face ceva cu negru, maro, negru, 100%, trebuie negru, pentru că o să fiu Maleficent și trebuie să o ducă în acel stil. Iar buzele le voi face roșii. Sincer, mă cam sperie rujul roșu, dar să sperăm că iese ce trebuie. În spate o am pe Ioana, deci uneori o să o mai întreb pe ea, o să-mi dea telefonul ei, să mă uit pe un tutorial sau poate chiar pe mai multe tutoriale să le combinăm. Iar voi veți lua din acest videoclip ceea ce vă place și ceea ce credeți că o să vă folosească. Da. Scaunul. Ah, dar nu vreau acesta. De fapt, stai că nici celelalte nu-s pătare. Să zic că nu vreau acesta. Ioana mi-a trimis și tutoriale grele cu Foxy. Uite, în asta zice că e pentru începători, vezi, for beginners. Vezi? Trebuie începători, gen. Știți, am emoții pentru că negru e negru. Adică e greu să-l repari și să-l pui pe ploapă în așa fel încât să nu strici tot. Mi-e frică de scoci pentru că... Mi-e frică de scoș pentru că nu pun la ambii ochi la fel, deci de asta de obicei pun pe cineva să-mi pună ca să vadă din față exact dacă e bine pus, să iasă la fel, că altfel este să stă mai sus, să stă mai jos. Deci de aceea o avem pe Ioana aici. Ioana! Prezentă la datorie! Super, Ioana! Nu pot așa, mă. Simțeam să mă abțin din la muncă astea, că mai sunt de pe clip 3. Ok, să vedem. Păi, dai fata. Da, uite-te în sus. Mamă, mi l-a băgat direct în ochi. Da, că e bine. My baby. Nu yeah. Cred că e la fel. Cred că stai mai jos. Da, e un pic mai jos. Stai așa. 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 Vom începe cu negru. Vorbesc cu vlogul. Ok, asta sincer pensula mea preferată pentru chestii de genul. Dar dă încet, încet. Încet, pămuț. Ok. Apare bodies pe Netflix. Uite-te. Să fie gara la noi părți, mi se pare mai lung. Deci luăm un maro foarte închis și facem frumos. Da, cum penduim, ce zice, peste eyelinerul ăsta. Da. Și o ducem așa frumos în sus, ușor, ușor. Mă rog, vă uitați la mine și înțelegeți. Oh. Nu prea mult maro. Intra mai subțire, am luat pensula greșită. Facem și la celălalt ochi aceeași chestie. Acum cu o pensulă plată vom lua fond de tent foarte deschis sau concealer și vom da la mijloc. Și acum după ce am dat cu fond de tent sau concealer aici, bine, stați să dau și la ochiul celălalt și vedem după. Voiam să zic că dăm cu far deschis, alb mai exact, sau crem. Voi lua acum fardul ăsta foarte deschis și voi da tot aici unde am dat cu fond de tent. Deci vorbeam și cu Ioana că mi se pare efectiv șocant că unii se duc la petreceri de Halloween și nu profită de chestia asta. E o singură dată pe an și ei totuși se fac ceva foarte, foarte simplu. Sau își iau o rochie neagră, își pun niște cornițe și zic că gata, sunt costumați de Halloween. Noi gândiți-vă că foarte mulți ani la rând, efectiv n-am avut petreceri, n-am avut nimic, dar noi totuși ne-am costumat. O să mai dau cu negru iar, că nu. Acum 3 ani ne-am făcut... Ce ne-am făcut, Ioana? Stai așa, aia, cum o cheamă, mă? Anabel. Nu Anabel, cum o cheamă, pe soția lui Chucky. Iubita lui Tiffany, nu? Tiffany, și tu?
Pe aia din Monster High. A, Draculaura. Mi-am făcut chestii și medii. Și după mi-am făcut cel mai basic lucru din lume, am făcut scream. La medii și chestii, efectiv, dacă stau să mă gândesc, a fost foarte tare. Mai ales că am recreat, efectiv, 100 la mii. Chiar mi-am dat silința la scream. Un pic mai puțin. Cam așa arată machiajul ochilor. Aici mi-a picat far, stați puțin că mă știa de acum. Să mă uit așa la filme. În caz să închizi culoarea. Am mai dat după cu negru, dar aș fi putut să dau și cu mai mult negru. Oricum, acum ce voi vrea eu să fac e să mă dau cu negru pe aici. Păi ce fac schimb de corpuri? Păi își pun niște chestii pe cap și sunt toți conectați între ei. Și când dă la drumul la chestia din valiză, își fac schimb de corpuri și încep ăștia să se omoare între ei, să se certe. Și cam asta e la ochi, guys. Cu strepești nu mă dau, că e Maleficent. Acum mă voi da din nou cu rimel ca să se vadă mai bine genul. La față nu fac mai nimic, mă dau doar cu blush, cu blush, atât. Și iluminator, clar. Cam așa e culoarea. Iubesc blush-ul. E partea mea preferată din make-up. Folosesc acest iluminator de la Catrice. Mi l-am schimbat de curând și îmi place foarte mult ăsta. Așa aș vrea să mor. Nu văd nimic, dar da, o să fie. Am venit! Salut! Glamour! Blond. Și acum urmează partea grea. Ioana? Nu ăla roz. 117 de la Maybelline. Băi, era să zic Catrice. Dă-te cu TV-ul normal cu ruj. Păi aia vreau să fac. De ce se vede așa roșu pe cameră? Așa roșu și în viața reală? În oglindă îmi place cum arăt, dar pe cameră arăt... Machiajul ăsta merge pentru mai multe personaje. Sincer, da. La ce? Chiar ți-ai ieșit. Spre surprinderea mea, chiar ți-ai ieșit. De unde provine acest fir de păr, nu o să aflăm niciodată. Cred că am mâncat. Chiar da. Nu, că murdăresc camera. Ok, acum că am terminat cu machiajul, haideți să vă arăt și ținuta finală, pentru că face ceva, face. Hai să vă arăt. Opa! Mi-am pus corsetul. Acum îmi pun mănușile, pentru că, sincer, fără mănuși, arată prea basic. Chiar arată prea basic. Una pe aici. Și am rochie neagră lungă. Este look-ul. O să fac și daily vlog și acolo o să vedeți exact cum o să arăt în seara petrecerii, pentru că poate o să mai schimb ceva la make-up, dar nu prea cred. Nu uitați să dați și voi un like și să vă vedeți pe prietenii voștri subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Eu am fost Elisa și sper că v-a plăcut videoclipul și v-am pupat. Bye!